Bună ziua, trader! În acest clip o să fac analize tehnice și o să discut despre oportunitățile de tranzacționare pe care le urmăresc în luna iunie pe Bitcoin în raport cu dolarul american, aur în raport cu dolarul american, euro în raport cu francul elvețian, argintul în raport cu dolarul, uh, Nikkei, usd, uh, gpi, gbp, usd. Euro în raport cu lira sterlină, dolarul american în raport cu dolarul canadian și voi încheia despre, prin a discutat despre S&P 500. Bitcoin în raport cu dolarul american, vedem că prețul a făcut un nou maxim depășind maximul all time pe care l-a avut în noiembrie 2021 iar în momentul de față prețul consolidează lateral. În prezent aici am o poziție de buy poziție care este postată și în comunitatea de trading. Dacă nu sunteți membru acestei comunități, regăsiți link de acces în descrierea acestui clip. Ceea ce vedem pe daily aici este faptul că prețul consolidează într-o zonă de echilibru între cerere și ofertă cu o zonă de control a ofertei, o zonă de rezistență în vecinătatea nivelului 73.000 și o zonă de suport în vecinătatea nivelului 62.000, nivele psihologice pentru preț. Atâta timp cât prețul se află peste zona de suport, zona de control a cererii, peste nivelul 62.000, pozițiile de buy sunt cele pe care le caut. Aici am deschisă deja o poziție de buy, poziție de buy despre care am discutat în analiza video precedentă despre, pe care am postat-o pe canal. O puteți găsi dacă vreți să vedeți ce am vorbit acolo și cum au evoluat paritățile în funcție de sau în corelație cu recomandările și ceea ce așteptam. Poziția de bai pe care am deschis-o a fost pe baza unei corelații divergență ascunsă între aceste două minime. Dacă nu vă sunt familiare corelațiile de divergență sau ce înseamnă o divergență, regăsiți pe canal clipuri despre divergențe care explică acest concept și cum putem tranzacționa pe baza lui. Aici, la fel, am avut o divergență normală. Corelația divergență ascunsă divergență normală este una dintre corelațiile pe care eu le urmăresc în a deschide poziții. Plus, am avut o zonă mică de echilibru, plus un tipar specific de spargere falsă a zonei de suport, ceea ce m-a determinat să deschid o poziție de cumpărare undeva din această zonă ce aș urmări aici atâta timp cât prețul se află peste zona de suport, peste nivelul 62.000 pozițiile de buy sunt cele pe care le iau în calcul pentru că momentumul este unul ascendent, prețul se află peste canalul format dintre cele două medii, avem și uh, ruperea maximului all time high precedent, iar în momentul de față, în cazul în care nu ați intrat într-o poziție de buy, o altă poziție de buy aș urmări -o în cazul în care prețul urcă peste zona 72.000, zona de rezistență. Bineînțeles, vreau să văd un tipar de validare peste această zonă pentru a iniția o nouă poziție de cumpărare. În cazul în care nu steți încă membrii grupului sau nu aveți poziții de cumpărare, puteți iniția una în acest fel, dacă prețul depășește rezistența de la nivelul 73.000 și avem și o confirmare, în cazul în care aveți deja poziție deschisă, recomandarea mea este să complementați cu o nouă poziție. Dar cel mai probabil voi reveni cu update-uri și uh, uh, recomandări în cazul în care lucrurile vor evolua și vom avea validă una dintre intrări. În ceea ce privește pozițiile de sell, spuneam că vreau să le văd sau voi urmări poziții de sell în cazul în care prețul coboară sub 62.000. Bineînțeles, această coborâre vrem să o vedem printr-un tipar de confirmare pentru a nu risca să intrăm într-o poziție de sell pe o străpungere falsă. În cazul în care se va activa poziția de sell, ce aș miza că se va întâmpla aici, posibil ca prețul să revină poate în vecinătatea mediilor mobile sau să se continue această mișcare de consolidare laterală. În cazul unei corecții mai adânci, întotdeauna mă aștept ca prețul să corecteze până în zona unde văd cel mai mare volum, iar aceasta este zona undeva la 42.000, dar cale lungă până atunci aș urmări uh, daily și în cazul în care am spargerea zonei de rezistență buy, în cazul în care văd spargerea zonei de suport, voi urmări poziții de sell. Cu update-uri revin pe grupul de trading, link de acces în descriere. Aurul în raport cu dolarul american. Și aici avem două poziții de buy, una cu gestionare pe daily, poziție la ieșirea din această zonă de echilibru, am avut aici și tipar de confirmare, plus o poziție pe H4 dată undeva mai sus, pentru că am avut un alt tipar de confirmare. Momentan momentul este unul ascendent atâta timp cât inflația persistă sau chiar vedem o creștere a inflației, ar trebui să ne așteptăm la o creștere pe aur pentru că aurul se indexează în general foarte bine la inflație. Iar acesta este un aspect ce poate fi folositor pe viitor, în general, dacă tranzacționăm aurul în momentele în care avem inflație, inflația este periodică, chiar dacă avem o trecere sau avem o coborâre a inflației într-o perioadă, peste câțiva ani, ea poate să revină și în momentele respective știm că putem lua în calcul poziții de cumpărare pe aur pentru că vom vedea aprecieri ale acestui instrument financiar despre lucrul ăsta am mai discutat încă în momentul în care prețul se afla în această consolidare laterală. Deci avem două poziții de buy, poziții postate și pe grup cei care sunt membri, cred că au intrat deja în aceste poziții în momentul de față, dacă nu aveți poziții deschise. Ce aș căuta să văd aici? Avem o zonă de suport în vecinătatea nivelului 2283, plus zona, canalul format dintre cele două medii mobile. Dar, bineînțeles, având în vedere că prețul a format New High, există posibilitatea și unei intrări mult mai devreme. Dar, pentru asta, o să coborâm pe H4 pentru a discuta despre o intrare. Cert este că atâta timp cât prețul se află sub această zonă de suport, pozițiile de buy sunt cele pe care le urmăresc, doar în cazul în care prețul scade sub această zonă și poate aici vom avea format și o zonă de distribuție, atunci voi lua în calcul pozițiile de sell. Însă, cum vă spuneam, atâta timp cât prețul se află peste, pozițiile de buy sunt cele pe care le iau în calcul. Pentru a discuta despre noi poziții de buy coborâm pe H4. Aici am avut o zonă de uh, acumulare. Zona pe care prețul ar putea să o lovească în momentul de față și din care se respingă. Dacă vedem volumul pe această mișcare, ceea ce ne interesează în momentul în care prețul corectează, observăm că zona cu cel mai mare volum o găsim în vecinătatea nivelului 2315 și un pic mai sus. deci aceasta este o zonă de unde prețul se poate respinge. Plus, avem o divergență normală între uh, ultimele minime, atât pe histograma mea CD, cât și pe medii. Iar în acest caz aici aș aștepta un tipar de confirmare. Iar tiparul de confirmare poate fi ieșirea prețului dintr-o uh, zonă de echilibru. Aceasta fiind zona plus respingerea din această zonă de lichiditate, urcarea peste rezistență, formarea unui tipar de confirmare pentru a evita o respingere falsă și poziție de buy. Dar cum v-am obișnuit, voi reveni cu update-uri în comunitatea de trader în cazul în care prețul se apropie de un anumit scenariu sau se schimbă situația și trebuie să ne reconfigurăm analiza. EuroCHF pe weekly vedem o mișcare descendentă care prețul a oscilat în interiorul acestui canal. Eu am o poziție de buy, poziție pe care am postat-o pe grup și în care sunt implicați și o mare parte din traderii care uh, sunt pe grupul de trading. Poziția de buy a fost luată pe daily la respingerea din zona de suport plus un tipar de confirmare, o să-l vedem mai bine pe daily, iar în momentul de față sau în general modul în care abordez eu tranzacțiile este prin dacă am executat o tranzacție de buy, cum este cea pe care am deschis-o undeva în această zonă, i-am pus un stop loss, dar nu îi pun take profit. Prima zonă de rezistență pentru noi este nivelul 1.00, fiind și un nivel uh, psihologic pentru preț, zonă de unde prețul ar putea să reia mișcarea descendentă pe care o are din 2018, sau în cazul în care prețul sparge această zonă, ne așteptăm la o inversare a tendinței de pe weekly și continuăm cu pozițiile de buy. În cazul în care am o poziție de buy, o las fără take profit și caut să profit atâta timp cât prețul continuă în an, într-o anumită direcție, fără a face un tipar de revers. Un tipar de revers ar putea să apară în această zonă sau mai devreme dar vom discuta pe daily despre aceste aspecte. Bun, în momentul de față, poziția de buy este securizată din această zonă. Am avut o zonă de echilibru între cerere și ofertă. Poate unii dintre voi cunosc aceste zone ca și figuri de întoarcere, un double bottom cu tipar de confirmare pe aici. În momentul de față aici sus urmăresc o altă poziție de buy și imediat o să vă explic de ce. Acum, pozițiile de buy aici le urmăresc atâta timp cât prețul se află peste zona de suport 0.9686, voi căuta poziții de buy. În cazul în care prețul coboară sub această zonă, atunci îmi închid poziția de buy pe care o am deschisă și voi iniția o poziție de sell. În cazul în care prețul nu coboară sub această zonă și din contră face un tipar de continuare, atunci voi căuta să deschid o nouă poziție de cumpărare în complementarea celei existente. Când prind o mișcare mare, neavând take profit la tranzacții, caut să adaug noi poziții în direcția primei uh, tranzacții uh, și pe același timeframe sau poziții pe termen uh, mai scurt, pe time frame urile mai mici, pentru că dacă mă aștept ca prețul să crească pe daily weekly, atunci mm. automat pot specula și mișcări mai mici pe uh, time frame urile mai mici. Bun, în momentul de față observăm că avem o divergență ascunsă între histograma mea CD raportat la ultimele două minime. Am mă refer la această zonă. Vedem că volumele sunt sau histograma este în scădere. Aici clar avem o creștere, ceea ce în termen efort versus rezultat îmi spune că aici s-a depus un efort mai mare, Vedem acest lucru pe histogram, însă rezultatul nu a fost același ca și aici. Dar repet, dacă nu vă sunt familiare divergențele, aveți câteva clipuri care explică în linii mari tipurile de divergențe și modul în care le putem combina pentru a valida intrarea în anumite tranzacții. Aici avem și o zonă de uh, lichiditate, o zonă de echilibru între uh, cerere și ofertă. Aceasta este zona. Prețul a urcat peste ea. În momentul de față o testează, avem o divergență ascunsă. Pentru a intra în această poziție, ceea ce vreau să văd pe H4, ori o corelație cu o divergență normală ori o altă zonă de echilibru între cerere și ofertă care se poate forma aici, deci, repet, ori o corelație de divergențe, divergență ascunsă, divergență normală, ori o consolidare în interiorul unei zone de echilibru, urcare peste tipar de confirmare și atunci voi căuta o nouă poziție de bai pe acest instrument financiar. Argintul în raport cu dolarul american și aici avem uh, o poziție de buy în desfășurare, momentumul este unul ascendent, avem minime în creștere, maxime în creștere. Și argintul este un instrument financiar care se indexează destul de bine la inflație. Nu atât de rapid ca și aurul, dar în general are un, un mic delay, dar se va aprecia în cazul în care vedem o creștere a inflației sau o depreciere masivă a dolarului american. Am avut o zonă de echilibru sau ceea ce a determinat ultima intrare aici a fost zona de echilibru, aici mai sus un tipar pe care l-am corelat pe time frame urile uh, mai mici. Hai să ștergem săgeți să nu ne încurcăm Bun, iar în momentul de față, da, ieșirea prețului din zona de echilibru plus tipar de confirmare, corelație de divergență, divergență ascunsă uh, aici. Cu o divergență normală în această zonă, hai să vă arăt clar tiparul. Vă exemplific aceste tipare pentru a ști ce aveți de urmărit în cazul în care prețul reface aceste tipare. Am avut o divergență normală în această zonă, corelată cu divergența ascunsă de pe daily urcare peste maxim tipar de confirmare cei care îmi cunosc strategiile știu în detaliu aceste tipare de confirmare și modul în care intru în tranzacții și în momentul de față avem o altă poziție avem o poziție de buy revenind pe daily aici urmăresc poziții de buy atâta timp cât prețul se păstrează peste uh, acest minim, mă refer la 26.30 în cazul în care voi avea o coborâre, doar atunci îmi voi în voi regândi optica și de aici poate aș căuta poziții de sell. Bineînțeles, toată această întoarcere vreau să o văd într-un tipar de întoarcere sau o zonă de distribuție pentru a căuta poziții de sell. Dar este un scenariu care este un pic în viitor, pentru că prețul este destul de departe și voi reveni pe grupul în comunitatea de trading cu update-uri. Dacă nu sunteți membri, aveți link de acces gratuit în descriere. Bun, în momentul de față pe H4 aș căuta o altă poziție. Aici avem o zonă de consolidare, o zonă de echilibru între cerere și ofertă, pentru că cererea și oferta este cea care dictează Mișcarea prețului într-o direcție sau alta. Avem zone de echilibru între cerere și ofertă, și zone de dezechilibru în momentul în care prețul face uh, raliuri. În linii mari, când prețul este într-o zonă de echilibru, așteptăm spargerea ei să vedem un dezechilibru între cerere și ofertă, și ulterior atacăm în direcția în care prețul face spargere. Dar bineînțeles, mișcările astea de consolidare vin cu multe spargeri false care pot păcăli traderii începători. În cazul în care vreți să învățați strategiile pe care le folosesc sau chiar această strategie, le găsiți pe site, aveți link în descriere. Sunt două mari strategii pe care eu le folosesc pentru tradingul de retail pe conturile personale, o strategie de price action și o strategie de swing, strategii pe care le folosesc și le-am rafinat în ultimii 14 ani de zile de când mă ocup cu tradingul în piețele financiare. Bun, în momentul de față, pentru a căuta noi poziții de buy despre seluri, am discutat mai devreme și v-am explicat de unde le urmăresc. Vreau să văd ruperea rezistenței zonei de control a ofertei de la 32.3853 un tipar format peste această zonă va oferi o nouă oportunitate de cumpărare. O complementare pentru cei care au o poziție de buy sau o nouă tranzacție pentru cei care poate nu au deschis încă nicio poziție aici. Yenul sau Nikkei 225 este indicele de referință al Japoniei. În general, indicii cum ar fi Nikkei S&P 500 sau alți indici majori, îi tranzacționez doar în momentele în care în piață nu e o incertitudine foarte mare. Da, au fost perioadele cum au fost criza financiară, aia este o perioadă cu incertitudine, pandemia, iar o perioadă cu incertitudine, începutul războiului din Ucraina, iarăși o perioadă cu incertitudine, dar dacă în piață este relativ liniște, în general transacționez foarte mult pe indici. Pentru că indicii captează sănătatea unei economii și de obicei în perioadele de liniște economic, economiile care sunt în general pe creștere avem mișcări de creștere și urmăresc doar poziții de bai. Am și o strategie de tranzacționare pe indici care implică doar poziții de cumpărare în momentul în care anumiți parametri, cum ar fi inflația, dobânzile de referință, sunt la anumite niveluri. În momentul de față aici avem o poziție de buy, poziție de buy pe care am inițiat-o pentru că prețul a rupt maximul precedent după o mișcare de corecție, divergența ascunsă între histograma aferentă minimului precedent și histograma formată pe acest minim în corelație cu o zonă de echilibru între cerere și ofertă și respingerea din cele două medii mobile pe daily, m-au făcut aici să execut o poziție de buy. Acum aici aș căuta poziții de buy atâta timp cât prețul se menține, să spunem, peste nivelul 37.000 doar în cazul în care vom avea o coborâre, cu un tipar de confirmare, aici nu aș căuta sell pentru că în general pe acești indici strategia pe care o folosesc caut doar poziții de buy, nu caut niciodată poziții de sell, pur și simplu îmi voi închide poziția sau dacă scade nu voi mai căuta atâta timp cât prețul pe daily se păstrează sub cele două medii mobile, medie exponențială de 100 și cea de 50%. Știu că iau o pauză din a tranzacționa indicele respectiv. Acum, haideți să revenim pe H4. Pe H4, ce m-a determinat să intru în această poziție a fost această zonă de echilibru între cerere și ofertă. O intrare o am undeva în această. Zona este, tranzacția este postată și pe grup, adică postez tranzacțiile pe grup ca și analiză înainte de a intra, dacă în prețul să spunem se află încă în interior, postez zona de unde aș vrea să intru și ulterior revin cu un update dacă tranzacția s-a activat și update-uri ulterioare cu privire la modul în care gestionez tranzacția. Însă mare parte din traderii prezenți pe grup și cei care au urmat un program de pregătire știu strategiile mele, știu cum să gestioneze tranzacțiile, știu care sunt tiparele de intrare și pur și simplu le validez viziunea sau le arăt zona și tiparele care apar și ulterior ei deja știu strategiile, știu cum trebuie să intre, știu cum trebuie să gestioneze tranzacțiile. Și pe grup în mare parte doar le validez viziunea și le arăt oportunitățile pe baza strategiilor respective. Acum, această tranzacție a fost foarte aproape de a se închide în stop loss la câțiva pipși, dar având un stop loss bine poziționat, întotdeauna prețul de cele mai multe ori respinge zona respectivă. În momentul de față, ca să trecem pe daily, noi poziții de cumpărare. În cazul în care prețul formează un alt tipar, dar pentru asta trebuie să coborâm pe H4, o urcare peste acest maxim plus un tipar de consolidare mă va face să caut o nouă poziție de cumpărare. Dolarul american în raport cu ienul japonez. Mișcarea este una ascendentă. Dolarul s-a întărit masiv în ultima vreme în raport cu ienul japonez. Ceea ce a făcut ca banca centrală a Japoniei să aibă intervenții în piață. În general ea păzește în momentul de față, adică dacă prețul lovește nivelul 160. Acum eu sunt pe graficul cu linie aici, prețul pare că nu a lovit nivelul 160, dacă trecem pe un graficul lumînări japoneze. Observăm că prețul a lovit această zonă. Folosesc graficul linear pentru a vedea o imagine mai clară, imaginea de ansamblu. Iar în momentul în care este timpul să confirm o intrare, adică să intru sau nu în poziție, trec pe graficul uh, cu lumânări, pentru că, în general, pe baza lumânărilor, decid dacă este cazul să deschid o poziție de buy sau de sell. Dacă ne uităm pe daily, observăm că aici am avut o respingere bruscă. Uh, banca Japoniei uh, a intervenit în această zonă, și cel mai probabil va mai interveni dacă prețul urcă peste sau lovește această zonă, pentru că nu își dorește o monedă chiar atât de slabă, ceea ce poate aduce dezechilibre în economie. Nu vom intra în detalii acum, dar. Ca și rezumat, ce aș aștepta aici, în cazul în care vom vedea, totuși, aceasta este zona care mă interesează. Așa și nivelul 160, pentru că vă spuneam este un nivel în care banca a intervenit. În cazul în care vom avea urcare peste 160, tipare de confirmare înseamnă că zona respectivă a fost străpunsă, dar această urcare peste 160 poate va fi mai ok dacă vine după un moment de consolidare, adică prețul să stea o perioadă în această zonă și ulterior urcare plus tipar de confirmare peste această zonă să urmărim o poziție de cumpărare. În cazul în care prețul în schimb coboare sub nivelul 152.8 plus tipar de confirmare, aici deja aș căuta să intru în poziții de vânzare pe acest instrument financiar cu update-uri voi reveni în comunitatea de trading link în descrierea acestui clip. Lira sterlină în raport cu dolarul american. Aici avem o mișcare laterală care în care prețul se află din 2016 până în prezent. Bine, este cu amplitudine mare, dar Cert este că prețul a urcat peste această zonă de suport pe care o avem în vecinătatea nivelului 1.2. Acum, în cazul în care voi avea, sau momentan, având în vedere că prețul a respins această zonă de suport, există posibilitatea să avem o urcare, o apreciere până în vecinătatea nivelului 1.4, dar pentru asta trebuie să vedem pe daily și să din aproape în aproape. Pe daily observăm că avem această zonă de echilibru între cerere și ofertă în cazul în care prețul va reuși să urce peste rezistența intermediară pe care o avem undeva la 1.28 o urcare formarea unui tipar de confirmare atunci voi Deschide o poziție de uh, cumpărare. În cazul în care prețul validează acest uh, scenariu. Selurile le aș urmări în cazul în care prețul poate vine și coboară sub 1.26. Bineînțeles, poate fi luată în calcul și o poziție de sel. La respingerea din rezistență, dar la cum evoluează lucrurile, având în vedere că avem o consolidare cu o amplitudine destul de mare pe jumătatea superioară a canalului, cel mai probabil nu vom avea un raport bun între risc și profit. De aceea, momentan nu voi discuta despre această oportunitate. Cam asta ar fi ceea ce urmăresc: urcare peste rezistență, tipar de validare, poziție de bai. În cazul în care prețul revine și coboară peste 1 punct, sub 1.26, urmăresc o poziție de sell. Euro în raport cu lira sterlină și aici avem o consolidare laterală din 2016, începutul 2017, pe toată această zonă. În general, pe Weekly, mă uit la zonele mari de suport, de rezistență și dacă prețul se află în apropierea lor, plus imaginea generală și eventual zone în care trebuie să fiu atent și de unde prețul ar putea face un revers. Ce mă interesează în momentul de față este faptul că prețul a coborât sub zona de suport. Avem un canal de suport pe toată această zonă. Îl trasa în acest fel. În cazul în care aici, sub nivelul 0.85, voi avea un tipar de confirmare, urmăresc o poziție de sell. Aici, iarăși, avem un tipar intermediar pe care îl putem specula, care deja poate ne-a dat o intrare mai devreme. Eu n-am luat această intrare pentru că o corelație pe daily. În cazul în care prețul va urca sau buy-urile aici, le-aș urmări undeva tocmai peste 0.8657. Momentan mă concentrez la pozițiile de sell, dar dacă prețul se întoarce și continuă mișcarea, Revin cu update -ul. momentan la cum văd lucrurile aici, aș căuta pozițiile de buy sau poate mai agresiv la o urcare și formarea unui tipar peste 185699, putem să spunem 1857. Na, da, această zonă cu o confirmare, un tipar de confirmare va oferi oportunitate de buy. Dolarul american în raport cu dolarul canadian. Avem o zonă de consolidare, o zonă de echilibru între cerere și ofertă, zona fiind pe weekly cu amplitudine destul de mare și atunci în cazul în care am o astfel de zonă pe intervalele mai mari, care, zone care au amplitudine destul de mare, urmăresc și tranzacționarea în interiorul acestor zone. Pe weekly, respingerea sau formarea unui tipar de sell sub rezistența pe care o avem la 1.388 va oferi oportunități de vânzare în cazul în care prețul urcă peste această zonă plus tipar de confirmare, atunci voi căuta poziții de buy. Haideți să coborăm pe daily, în ceea ce se privește selurile, vă spuneam atâta timp cât prețul se află sub 1.39. Caut poziții de sel. Dacă ar fi să încadrăm prețul sau zona de oscilație în care se află prețul în momentul de față, este această zonă cu o spargere falsă a ei aici. În cazul în care voi avea o coborâre, o ieșire din acest canal plus un tipar de confirmare sub minimul pe care îl am aici la 1.3600, atunci voi căuta o poziție de sell, dar foarte mare atenție atâta timp cât poziția de sell îmi va oferi un raport bun între risc și profit cu un take profit aproximativ undeva în vecinătatea lui 1.33 undeva în această zonă, doar atunci voi lua poziția. Dacă modul în care evoluează mișcarea nu mi-oferă un raport dintre risc și profit de cel puțin 1 la 2, în general nu intru într-o astfel de tranzacție. Poate v-am zis înainte că tranzacțiile le las fără take profit, astea sunt în general tranzacțiile care sau Instrumentele financiare care se află într-o tendință ascendentă sau descendentă. Dacă e o tendință laterală, în general mă duc cu take-profit la zone de suport rezistență. Și nu în ultimul rând, SP500. Aici avem New High față de maximul pe care l-am avut în decembrie 2021. Corecție și în momentul în care prețul a format această zonă, regăsit și în analizele mele, în general, public câte o analiză lunară, aproape în fiecare lună și puteți să revedea modul în care am estimat evoluția prețului pe diferite instrumente financiare, cum au evoluat aceste instrumente financiare pentru a vă face o idee despre cum uh, văd piața și dacă oportunitățile de care vorbesc sau nu se fructifică. La fel, pe S&P 500 urmăresc doar poziții de cumpărare în momentul în care piața uh, sau economia în Statele Unite este relativ uh, liniștită. Un indice cum este S&P 500, multă lume îl investește în el în contracte de tip ETF, adică doar poziții de cumpărare și în lipsa unui eveniment major, acesta crește în susținut în perioadele de liniște sau creștere economică și în cazul în care urmărim doar poziții de cumpărare pe baza unor criterii clare. Nu avem decât să ne bucurăm cu, fără levier dacă sunteți începător sau cu cât aveți o experiență mai mare, puteți adăuga și levier de poziții de bai, știind că lumea îl tranzacționează ca și contract de tip ETF și mulți fac dacă pe acest indice, neinteresându-i la ce nivel cumpără sau care este analiza tehnică, care este situația economiei, iar asta va împinge este în să se ducă tot mai sus. După cum spuneam, pozițiile de buy sunt cele pe care le urmăresc. Aici a fost în prima instanță, am avut un tipar de buy, dar fără confirmare. În momentul de față voi coborâ pe sau ceea ce aș vrea să văd aici ar fi o corecție da, și o divergență ascunsă care pare deja că s-a format între uh, minimul precedent. Mă refer la acest uh, minim. Și minimul care se formează aici, avem o ușoară presiune de bai. Corecția poate veni în adâncime până undeva în 5.137 sau putem avea o consolidare laterală. În cazul în care vom avea o consolidare laterală, ceea ce vreau să văd sau. PH4, vreau să văd o divergență normală, adică să corelez divergența ascunsă de pe daily cu o divergență normală sau un tipar de tip echilibru care să îmi ofere o intrare de buy. Momentan încă nu suntem aproape de niciunul dintre acestea, voi reveni cu update-uri în comunitatea de trading, link de acces gratuit aveți în descriere, pur și simplu apăsați pe link, grupul este făcut în Discord și vă duce acolo dacă aveți aplicația instalată, dacă nu pur și simplu instalați aplicația, aplicația poate fi instalată atât pe PC cât și pe telefon. Eu vă doresc o lună minunată și spor la pipși!